Salut, oameni buni! Bine ați revenit la Cariera cu Leicester City. Un episod special astăzi, pentru că ne vom bucura de perioada de transferuri. De care și avem primarul nevoie. E al șaselea goalgetter cu Trimor. Două goluri da, domnul primar! Domnul primar! Domnul mayor! Domnul mayor! Domnul mayor! Domnul mayor! Din această cupă FA Cup, cu care noi jucăm cu copii aici, cu Tavares, cu Leșabela, cu Clark, cu Johnny Evans. Da. Mamă, dar pleacă! Da, o să se ducă la Villarreal. Samba football. Păcat că nu la Barcelona. Samba fucibol. Chiar a plecat acum. I-am spus, ce să cauți, mă, tu la Barcelona? Mă, ce să faci, mă, nu ne-ai făcut de râs de... mitic în Australia. Opa. Ei, avem bani, ia fiți atenți aici, că a plecat Evans. 28 de milioane și 480 de mii la wage budget, adică mult, da? M-a jucat Castanie, acum că a plecat Evans. Cred că am făcut deja gluma cu Castanie și Castane, nu? Da, am făcut-o de multe ori. Auto replace și jucăm... Oh, e Fux. Uite, Proctor, Dudu. Da. Tilt. Tu. Evans. Oh, am ratat duelul Evans. Corect, da. Uite, nasol. Și Grădinaru. Gardner. Cu copii! În Ducu, Castanie, gol minutul 11. Da. Ăla a fost. Cu copii. Și Leșabela. Cu copii. Copiii au bătut. Cu copii. A pierdut și Boro, păi dacă... păi dacă vii, dacă vii la mine doar. Și îmi bați mie echip. Păi cum să... Nu. Deva nu a bătut la ei, că la noi... Bine. Dică... Vorba bine. Mergi cu Chelsea. Dar deci, înainte. We have money. Facem transfer. Coman de acum e... Coman e titular, incontestabil striker. Titular. Ce ne trebuie nou? Ne trebuie un jucător ofensiv de bandă. Da. Ne trebuie un vârf. 34 de ani. Nu vroiam să-l... Îl vrea Lille. Îl vrea Lille. Se joare acasă? Nu se duce. Sau vine... Eu cred că îl fură vulpile. Ia uite-l, bă băiatul. Stai așa să vedem. Deci cât trebuie să oferim? 37. Nu contează. Nu asta e important. 9 milioane. Între 9 și 12 milioane. 9 milioane. Îl vrea și Lille asta. Nu contează. Uite, două bilete, fac 20 de milioane. Haide. Hai că hai. Se poate, doamne. Uite-l pe pălăriuță. Pălărie, bă. Ofertă, 9 milioane. 9 milioane. Și rămânem cu 18.800.000 bani buni. Nu numai de la Londra atunci, mai văzut? Rezonabil, da, numai londonezi. De la londonezi. Păi furăm, ca să... rivalele, nu? London. E, la restaurant. La Crystal Palace. Iau ce frumos. Da. N-am luat pe nimeni de la Crystal Palace. Sporadic. El nu e, bă, e de viitor. Dar e băiat de viitor, vă spune, mâncava și... Oh, ce salariu este. Mamă, ce cu banii ăia, sper că... Vreau un an. Dar ne jucăm? Doi ani, doi ani. Minim 2 ani. Okay. Dar ce barbă are, okay, uite-l, da, maestrul. Corect. 200 de milioane de euro. Doar 70 de mii vreau. Ia-mă, da. Ia-mă așa, da. Că e băiatul nostru. Da, mă, da. Puțin respect. Uite ce fericit e. Mai joacă cu bărbița, da. Se retrage din Premier League. Este meci chiar cu băieții cu Chelsea, Doamne. Ce imagine. Manchester United interested in Holland. Ia stați ușor. Stai așa. Ușor cu pianul pe scări, diavolilor. Stai să vedem ce scrie acolo. A, doar atât. PSG, Parisul nebun vrea să dea suta pe Tielemans. Da, dă-mă pe monstru ăsta, ne ține nu mijloc. L-am dat, mă, ne ține mijlocul terenului, mă. Da, nu deja merg. Facem, na, deja facem chiar, să ținem măcar câțiva. Bun. Deci Chelsea în deplasare și este un 5-2-3. Da. Kepa, Alonso, Silva, Christensen, Upamecano, Oris James, Jorginho, Kanté, Pulisic, Werner, Hudson, O2. Și la noi Giroud pe bancă, va intra pe final, va da gol. Îți dai seama. Coma, Saka, Giannis. Play match. N-are nimic. Bine! Fofana. Oh! Florinel! Golazo! Nici măcar n-a trebuit să-i paseze Iannis. Pur și simplu i-a luat-o din picioare. Hagi Florinel, ia-o mă, uite, ia-o și pac printre cei printre, doi. Băi, ce viteză are Florinel. Ce viteză are Florinel. Pac. Doamne. Băi, ce-i faci mă lui Florinel? Dar n-ai cum are. 6 goluri în Premier League. Și n-a jucat decât acum o lună s-a apucat să joace. Până atunci era și el pe aici. Doamne, Florinel. Era și el cu băieții. Deci noi nu avem nevoie de Erling Haaland. Nu, cam despre asta e vorba. United, vino. L-am luat degeaba. Deci l-am luat degeaba pe Erling Haaland. Trebuie să ne întărim mijlocul, nu știu, ne întărim defensiva, atac avem. Îl vindem și luăm un mijlocaș central ofensiv loc de Hagi, poate Messi. Nu mi s-a... Floieră.
Nici vorbă, de nimic. Du-te! Apără, Casper! Bine, Casper. Opa! Bună pasă! Oh, oh, oh. Didi, Florinel! Bun asta! Bine, combinație aici, a iurit Tilema, pe care nu l-am dat! Oh! Tilema pentru Giannis! Giannis! Pasă, bă, pasă, era Florinel! N-am simțit pasă, n-am simțit pasă, cred că dă din unghiul ăla. Spectaculos. Spectaculos. Dar ce de-aia a vrut să dea 100 de milioane pe cei de la PSG. Corect. Opa. Nu, da. Kanté? Engolo! Kanté, Kanté să tragă așa, Kanté? Kanté! Nu, n-are ce să fac. De ce? Nu e realistic deloc. Kanté n-ar trage niciodată în viața lui. Kimpembe! Haide. Sau așa. Uite care plus 3 și cu jiroare plus 10. Da, corect. Toți au plus 10. Haide. La intrarea lui Olivier. Olivier Giroud. Vin Olivier înapoi acasă pe Stamford Bridge. Da. Unde a întâlnit Gloria. Bine, acasă la el mai multe mireți, ai zice eu personal. Acasă la el e peste tot. Că a dat gol oriunde. Pentru că suntem peste tot acasă. A dat gol cu Naționala Franței la Paris. Da. A dat gol pe Emirates. A dat gol aici. A dat gol pe arena națională. A dat gol unde a vrut el să dea gol. Unde a vrut el, adică îmi place aici. Aici dau un gol să bucur oamenii. Uite-l. Și iată-l pe Olivier Giroud. Iată-l cum trimite la Barnes. Harvey este Olivier Barnes. Giroud în centru, abia se mișcă, dar ușor, ușor. Nu vă temeți. Îl așteaptă Harvey Barnes pe Giroud. Oh. Harvey Barnes. Iar în gol. Noi. Nici vorbă. Bucaio. Da, foul! Opriți-l pe ăsta. Doamne, mă, ce înseamnă, ce, doamne, bă, ce agresiv joacă băieții de la Chelsea. Zici că încă antrenează Mourinho. Ia uite-l pe ăsta. Bă, nu se poate, mă. Este maș. Nu știu cine ăsta, dar... Bă, bă, îi rupe picioarele lui Fofana, dacă vezi. Kovacic. Uite genunchiul. Bă! Oh, doamne, ce a făcut. Fii atent cum îi dă după ce el deja e deja... Doamne, după ce l-a făcut covrig, îi dă și palmă. Îi dă și palmă peste uite, uite la piciorul stâng, da? Uitați-vă da. La piciorul stâng. Oh, cred că îl doare rău. Sau poate nu. Aoleu. Bine că Fofana încă merge. Fofana încă trăiește, oameni buni. Stați liniștiți. Olivier. Ce știe el mai bine să fac? Asta știe mai bine. Așa trebuie știu, să știu, fac. Știu. Hey! Bă. Deci nu. Mă disperă. Fofana. Încă e tare Fofana pe picioare. Harvey Barnes. Imediat. Uite-l. Stai așa. Bă. E Olivier. Sau așa. Harvey Barnes. Centrează acum. Acum centrezi. Olivier. No. Trebuia mai devreme centrare. Vine la mea. L-ai văzut că era acolo și centrai? Da, dar n-am simțit. Și Olivier, pac. Știu. Dar nu e sunt că relații de joc. Stați așa că e egal cu Chelsea. Lasă că merg. E ok. Parcă egal am făcut și de data trecută. Nu mai țin. Cine? Benfica? Benfica vrea 76 de milioane de euro. 100 de milioane de euro. Dacă dau 100, îl ia. Nu 100, nu cere 100. Că ideea, asta e o poziție pe care o putem să o schimbăm super ușor. Nu e chiar atât de importantă, e până la urmă doar un fundaș. Stați așa că vine bătrânul. Are 27 de ani, nu e chiar așa de... Dă-i 90. Hai să vedem dacă nu, dau. Nu, cred că se supără rău. Hai, încearcă 90. Bă, lasă-mă să le zic că atât valorează, da? Dacă vrea Portugalia înapoi. Hai, mă! Da, încolo pe ăștia, dacă nu vor să dea banii pe care bine, băiatul valorează. Sincer, probabil că ar trebui să-l dăm. Ăsta încă nu e. Nu e. Hai să vedem. Portugalia. Ne-au bătut. Da. Hai, revanșa. Egal. Raul. Da, da, Raul. A intrat Giroud, a dat Raul gol. Da. Ce să facem dacă l-au pe Raul? Coman gol pentru noi, da? Da. Încă o dată. Încă un gol. Încă nu mai îl marchează. Nu se oprește. Sau cu cu West Ham. Avem... Hai să jucăm cu Arsenal și după Europa League episodul următor. Okay. Gata, așa facem. Să jucăm abia cu Arsenal. Mai simulăm. Sperăm în continuare ca băieții noștri să marcheze, să câștige o șamă. Coman. Coman și Tilema. Coman, meci de meci, gol. Da, nu există. City pierde cu United. Bun. Wow. Hai, Giroud. Gol, Giroud pentru noi. Primul gol. Nu poți, mă, singur, asta e. El e vânt de careu. Lui trebuie baloane. Ok, hai să luăm pe Martinelli. Ce să mai... Tot de la Arsenal, bă. Giroud. Martinelli, Saka. Ce-ai făcut Arsenal? Gata, uite-mă, Michel. Michel. Acum să zică Michel. What would Pep say this? What did Pep say that one time?
Isards, ok? We get? Poftim. Vrea pe Florinel, Florinel plus 8 milioane. Deci Coman, care este golgetterul nostru, cum ar fi, și a dat 8 goluri în Premier League în două luni. Remove exchange player și le oferă le 17. Ok. 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 Coman, el în mintea lui valora 3 milioane, știi? Da, mă, sau 7, 8, așa, maxim. Că a dat doar 8 goluri, 1 milion goluri. Da, da, da. Așa e în Premier League. Da, mă luăm pe Martinelli. E rapid, e brazilian, e brazilian. Hai, că a jucat la Arsenal, asta e. Corect, da, asta e important. Asta e important. Rotation. Prospect. Sporadic. Și acum zic că, domnul Sporadic, ai brasileru spectacular. Du jogo, du. 5 ani de bonito. Nu vin așa la ori. Critical, crucial. Așa, și ce vrei, mă, salariu? Yes. A, nu zici. Sunturi să aibă băiatul de o mașină, că toată lumea vine cu mașini. Bravo, și okay. Are dita mai mașina, ăsta are... Ok, avem și pentru, dă-i la aici, la bench. Bagă-l și aici, evident, e important. Întrebarea e, locul cui? Ciudorii nu mai joacă, gata, pare rău Ciud. Ba, Antonio, jucătorul lunii decembrie, Premier League, atenție. Aveți grijă. Avi Barnes, aduce 3 puncte. It's a goal. Arsenal a pierdut cu Southampton. Ok. Bă, e bine, suntem în loc de Champions League. Alaba la Arsenal. Ok, și Christensen. Cum e că mă, Alaba, atâția bani? Și frate, Christensen și era pe final de contract. Ah, da. Deci Alaba și Christensen și-au betonat apărarea. Da. Doamne, McTominay la Villa. Bun. Serdar, Brecalo, Garcia, Weghorst, Rudiger vândut cu... Bă, cu Giroud. Băi, cât de ieftini erau. Dar avem defensivă. Da, da. Ramos era 37 de milioane. Hai tot... A, și vine, auzi, vine City. Auzi, City care a luat pe Rafael Varane. O întrebare am pentru tine. Ce? Apropo de defensivă. Avem nevoie totuși de vreun fundaș central pe bancă? Pentru că chiar n-avem. Avem pe Castani. Nu e fundaș central. Las că joacă dacă. N-are nicio treabă cu fundaș central. Las că e Morgan. Chiricheș? Nu mai luăm nimic. Las că stăm bine, zic eu. Deci, Moutinho la Newcastle, Idah, deci Varane la City. Și bravo, Gaia, Pep. Și Jose Gaia. L-a dat pe Pogba United-ul. Ia stai, mă, la Barcelona. Paul Pogba vine să salveze echipa Barsei. Da. Ia uitați-l. Scump. 117 milioane de euro. Koulibaly la Real 117 milioane, că n-au vrut să ia pe Alaba cu 30. Da. Luat Arsenal. Skriniar. Ce mai e pe 2020? Skriniar tot la Real? Da, da, strea din vară. Și Lautaro a venit. A, nu, mamă, Realul cum arată. Fede s-a dus până la urmă. Fede, da, vezi. Ce mai avem în 2021? Gaia la City. Varane la City. 70, bun. Gata, hai să jucăm. Malen, hai să jucăm, hai să jucăm, hai să jucăm. David Alaba, 41 de milioane a fost. Da. Așa. Meci cu Arsenal. Care e jos, 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 dar jos de tot, nu că jos. Știi cum e? E pe 14. Mai rău ca în realitate. E la 4 puncte de retrogradare și dacă îi batem se mai apropie. Aoleu. Gata. Doamne, ce formație ofensivă. Aceasta este echipa lui Leicester. Da, împotriva Arsenal. Acel 4-1-4-1 cu care am găsit o glorie cu echipa națională la Mondialul din 2026. Arsenal cu Ryan în poartă, Tierney, Mari, Gabriel Cedric, parte cu Ceballos. Richarlison. Bun, arată bine, în afară de la Cazet. Da. Arată bine. Dar nu arătăm mai bine cu Olivier Giroud versus Lacazette, nu se compară. Păi el a jucat trei echipe naționale titular. Corect. Care a câștigat a câștigat Cupa Mondială, da? Da, cum să încă e titular. Nou, încă e. Hai să vorbim despre un singur lucru. Încă e titular și a câștigat Cupa aia Mondială fără să dea gol, dar fiind aproape cel mai important jucător de pe teren, pentru că bă, lua mingea, o ținea și vedea pe Mbappé care vedea. Bam! Ba la Mbappé. Bă, Iuri e trist, adică va la Paris, știi cum? E debusolat. Banii aia, nu, uite ce fac. Nu, știi care e problema? El e foarte creier, el gândește foarte mult. Eu și n-am mai jucat formația asta până acum și nu știe. Ah, de asta e, mă fac de râs. Cum fac, cum? Sau se gândește, uite cum joc eu și ce tactici are băiatul ăsta. Nu m-am băgat. Și uite cum joc eu și ce tactici au ăștia aici și puteam să joc la Paris acum cu Fede Valverde. Este debusolantă. Iuri! Giru! Ale, Giru! Ia! Matt Ryan, nici măcar nu joacă cu Leno. De ce e Ryan în poartă, bă? Nu știu. Ryan, bă, așa. Poate e accidentale, mă. De unde e Alaba? Da, bună întrebare, joacă cu Pablo Mari. Gen, au luat doi fundași centrali, au luat doi fundași centrali mai buni amândoi decât gen ăia pe care aveau până acum. Da. Și nu joacă cu ei. Dar tu îți dai seama, Alaba la Arsenal. Ndidi? Oh! Oh! Florinel! Giru, știi bine.
știu. Mă, și ce faci, bă? Trebuia pe jos. Știu, dar credeam că face pirulare și voleu. Știi că îi place. Da, și foarfecă. Îi place foarfecă, voleu. Ok, Coman și Saka, Trident acolo. Și este Olivier! Ce preluare! Olivier! Ce preluare! Olivier! Le mă, chiar a prins. Uite, n-ai. Pe cap. Ah, ok. Olo. Coman, Florinel. No, no, Florinel. Oh, Florinel. No, no, no. Florinel. Florinel. Okay. Ah. Credeam că trec prin ei. Opa, la cadere se cere offside. No, normal vede Giroud și Coman, Călin vede Cristiano Ronaldo și Messi. Bună pasă și uite ce se duce Saka. Îți face învoluire Saka, Bukayo. Harvey Barnes. E Giroud în careu. Este Giroud în careu. Harvey Barnes. Ce gol marchează, 1-0. Doamne, Doamne, este Olivier și este față în față cu poarta. Știi foarte bine că marchează Olivier. Giroud. Olivier își deschide conturile la noi. Și uite ce fericit e. Cine are nevoie de Haaland? Deja tabloidele din Leicester, din Anglia, scriu despre faptul că Erling Haaland este acum la el acasă, se recuperează și plânge în hohote, da, când vede cât de bine joacă echipa fără el. Haaland, Haaland, da, 2-0 la pauză. Kimpembe la Real Madrid. Ce... Kimpembe. Asta e. Da, bun. Mamă, Presnel în loc de Varane. Ce frumos. L-au dat. Mamă, dar Realul și-a făcut o nouă echipă total. Deci dacă dăm de Real Madrid Champions... Sau în Europa League? Da, aoleu, da, sunt în Europa. Oh, vai. Mamă, dacă dăm de Real Madrid în Europa League cu noua echipă, o să fie tare rău de tot. Ca spara a lăsat poarta. Deci, știi, nu-mi dau gol niciodată. Opa. Mamă, poftim. Precum Cristiano Ronaldo. Ia uitați-vă corner. Ia uite cât de... Mamă, cât de sus l-a dat pe ce pe... Ce a fost asta, mă? Și Ronaldo. Da? Incredibil. Bine, Doamne, ci Bukayo. Da, Bukayo, fostul lor fotbalist. Bukayo. Giroud Glezna. Incredibil de fină. Hagi. Fuge Harvey. Fuge Harvey Barnes. Îl așteaptă pe Giroud în careu. Harvey Barnes la Giroud. Noi avem. E gata, mă, e gata. 3 puncte pe Emirates. 3 puncte pe Emirates. Este. Băi, suntem în primele 4, suntem bine rău. Data viitoare avem Europa League. Meciurile tari. Ne îndreptăm spre Real de Madrid. Da. Suntem pe 4. Suntem pe 4 la același număr de puncte cu City de pe 3. United nu cred că mai poate să fie prinsă, da. Poate doar de Chelsea. United și Chelsea. Dar noi ne batem cu Liverpool și City. Da. Top 4 acolo. La top 4. Arsenal este pe... La egalitate cu locul 16, pe care n-a jucat încă, Crystal Palace. Da. Aoleu. Îl vedem și pe... Hagi și Coman, amândoi cu 8. 16 goluri, băieți. 16 goluri, băieți. Românii din Anglia. Au Anglia la picioare. Da. Da. Cam atât, oameni buni. Aici se încheie episodul. Pa, pa.